Da, bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ce se întâmplă în direct pe dcnews.ro și dcnews TV. Dacă vă uitați pe declarațiile oficiale cu povestea aceea cu Planul Național de Redresare și Reziliență și cu miliardele de euro care trebuie să vină de la Comisia Europeană, din punctul de vedere al autorităților, totul este în regulă, este minunat, parcă ar și fi venit deja banii. Din punct de vedere al opoziției, nimic nu este în regulă. Și dacă încerci să te uiți pe documente și să vezi cine are dreptate, partizanatul este cumplit. Sunt oameni care, și dacă văd documentele, zic nu e adevărat, minte opoziția. Bun, există și partea cealaltă care spune, domnule, indiferent care sunt argumentele puterii, minte puterea. Încercăm să vedem care a fost această epopee a Planului Național de Redresare și Reziliență, ce a făcut partea română cu el. L-a depus, nu l-a depus, s-au întors observațiile și încă nu e nimic în regulă. Și am apelat la doamna Carmen Avram, europarlamentar PSD. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc foarte mult de invitație. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și de telespectatorii noștri. Până la urmă, care este stadiul cu acest document? Este depus și acceptat oficial sau mai stăm? În primul rând aș vrea să fac o precizare, să vă contrazic puțin. Nu e adevărat că opoziția crede că totul e în regulă. Opoziția crede că, cel puțin un capitol, e foarte în regulă, cel referitor la biciclete care au primit toți banii de care aveau nevoie, plus încă ceva în plus, egal 200 de milioane de euro. Stați. Cum? Biciclete? Da. Adică pistă de bicicletă, probabil. Și infrastructură de biciclete. Și apar bicicletele și la managementul apei, și la un capitol referitor la căile ferate, și la o distanță de vreo 3.000 de kilometri de piste. Apar infrastructură de bicicletă peste tot. Și atâta cât am reușit noi să calculăm, ne-au ieșit vreo 200 de milioane, care înseamnă de 7 ori mai mult decât primește, de exemplu, Cernavodă. Cernavodă centrala? Sau? Da, pentru producția și stocarea de hidrogen. Repet, eu n-am nicio problemă cu bicicletele, doar că mă întreb de ce apar ele peste tot. Și dacă ne gândim că la asta se mai adaugă planuri de fezabilitate și consultanță și alte lucruri, cred că ne ducem spre foarte, foarte multe sute de milioane doar pentru bicicletă, în condițiile în care agricultura nu are nici un cent. Acum, revenind la întrebare, care este situația? Planul este la Bruxelles, dar este adevărat că el a fost retrimis de la Comisie de câteva ori la București. Din cauza unor probleme. Înțeleg că în țară există o dispută pe terminologie, dacă a fost respins sau retrimis. E cert că planul nu a fost bun și atunci, cel puțin pe capitole, a fost trimis înapoi la București. Unul dintre proiectele care au fost declarate neconforme a fost, din păcate, proiectul de 600 de milioane de euro pentru conectarea la gaze a sute de localități din România. Un alt proiect pentru irigații, din păcate, din nou, a fost respins de 2 ori. Planul a fost criticat când a ajuns la Bruxelles acum o lună, pentru a doua oară, cred, pentru amatorism și pentru că oamenii care au lucrat la el nu au folosit template-ul cerut de Comisia Europeană atunci când au completat fișele pentru proiecte. Acum, la sfârșitul lui mai, când a fost depus, după ce a lucrat comisia cu ei ca la școală, a fost criticat din nou și dat înapoi pentru că s-au găsit prețuri umflate la proiecte, pentru că n-au putut fi explicate sumele trecute în document, ba chiar unele se contraziceau de la un capitol la altul. Și din câte am auzit, comisia sau măcar o parte dintre experții de acolo nu sunt foarte mulțumiți, deoarece spun că planul e destul de subțire la figurat, pentru că la propriu el are peste 1400 de pagini. Adică subțire și... ca argumentație sau din ce punct de vedere? Subțire ca propuneri, subțire ca proiecte. Pentru că dacă o să vă uitați pe planurile pe care le-au trimis alte state, o să vedeți că ele au în principal un punct comun, un punct, faptul că ele se axează pe digital și pe verde, pe cât mai mult verde. Și restul sunt proiecțiile în funcție de necesitățile fiecărui stat. La noi, din câte se pare, banii sunt un pic împrăștiați,
Și e foarte greu de știut care este nota definitorie a acestui plan, pentru că banii pot fi dați și pentru anumite capitole care sunt interconectate. Și atunci e foarte complicat să vezi câți bani, uite, un exemplu cu bicicletele. Bicicletele le găsești în mai multe puncte. Deci e foarte greu să le aduni și să le descoperi peste tot și să-ți dai seama câți bani au plecat pentru un anumit capitol. Dar la noi e foarte subțire pentru că proiectele sunt subțirele. Bun, întrebarea asta cu bicicletele pe mine mă frapează foarte, foarte mult, pentru că o economie crește dacă are infrastructură în autostrăzi. Și atunci întrebarea e, dacă avem biciclete, avem și autostrăzi în planul ăsta sau nu avem autostrăzi în planul ăsta? Din câte am văzut, se propun vreo 435 parcă de kilometri de autostradă până în 2026. Doar că și aceste autostrăzi au o problemă, pentru că noi suntem cam ultimii din Europa care nu au autostrăzi. Și asta e o problemă pentru Comisie, deoarece toți ceilalți, 26, au trecut în secolul următor, practic. Ei nu mai au nevoie de autostrăzi, ei au nevoie de autostrăzi verzi, care să aibă infrastructură pentru mașini electrice. Da, 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 stații de încărcare, puncte speciale de asistență, chestii de genul ăsta, probabil. Care să fie taxată în funcție de poluarea pe care o produce fiecare vehicul care trece pe acea autostradă. Ori ei lucrează la detalii, toți ceilalți lucrează la detalii, îmbunătățind ce au deja. Noi ne ducem cu un proiect, cu construcția 400 și ceva de kilometri de autostradă, de la zero, de la studii de fezabilitate. Și cu asta ei nu sunt de acord, cei de la Comisie? Nu sunt de acord. Îi deranjează puțin, pentru că autostradă ca atare nu înseamnă înverzire. Și atunci trebuie să găsească o soluție pentru a introduce acest capitol într-o zonă care să țină de modernizarea Europei. Europa nu ne dă bani ca să ne facem ce lipsește. Adică nu putem să ne întoarcem cu 50 de ani în urmă. Europa ne dă bani să luăm ce avem și să îmbunătățim. Să modernizăm și să o ducem spre această Europa a viitorului, care își propune ca în 2050 să fie primul continent fără emisii. Da, bun, e ambițios planul ăsta, dar mă rog, să nu-l comentăm de acum, să comentăm ce fac ai noștri. De pildă, la un moment dat ați avut o postare publică care se intitula video de râsul plânsul cu PNRR-ul în stil românesc. De ce acest titlu atât de, cum să zic, șocant și în același timp acuzator? Pentru că primul lucru pe care l-am făcut când am deschis PNRR-ul a fost începutul, prima pagină, evident. Și această primă pagină a fost și pentru mine foarte șocantă. Și pagina a doua, și pagina a treia, și pagina a cincea. Deci erau câteva pagini în care era așa un soi de compunere în care m-am uitat să văd dacă e asumată de România, am văzut la sfârșit că e semnată de domnul Ghinea și deci reiese că e o compunere făcută de domnul Ghinea, nu se știe pentru cine, în care invită niște oameni să viseze și spune textual: veniți cu mine să vedeți România viitorului. Vă invit să vă imaginați o Românie verde ca pădurea. Vom descoperi împreună adevărate comori. Vom face cu tare lucru. Imaginați-vă cu tare lucru. M-am uitat pe alte planuri, nu există așa ceva. Și nici nu mă îndoiam că nu există așa ceva, pentru că e un document oficial și n-ai cum să pui asta în deschiderea unui document oficial de o asemenea complexitate și care cere atâta seriozitate. Oamenii au început descriind: România mea are nevoie, țara mea are nevoie de cu tare lucru, Europa are de cu tare lucru. Apropo, scrieți în paranteza, poate cumva ne la locul ei, da. Domnul Ghinea a băgat și un selfie cu dânsul în planul ăsta după toate formulările astea? Adică mă întreb. N-am văzut asta. Nu cred că avea un selfie. Poate că nu am întrebat de curiozitate, că dacă tot am intrat în zonă literară, artistică și metaforică, mă gândeam că poate merge și un selfie. Da. E o lectură foarte interesantă această introducere a planului. Și de aceea am spus râsul, pentru că realmente am râs.
Am recitit câteva paragrafe de câteva ori și nu venea să cred la ceea ce apare în planul în PNRR-ul României. Și apoi a fost plânsul, pentru că întâi și întâi pentru mine a fost o lovitură agricultura, pentru că sunt în Comisia de Agricultură și mă interesează foarte tare și am văzut că e zero cenți. Nu există capitol Nu, destinat opa, agricultură. stați puțin, că asta este foarte interesant. Deci avem biciclete împrăștiate peste tot la mai multe capitole, dar 0 eurocenți pentru agricultură. Asta e o Da. informație. De ce? Zero eurocenți pentru agricultură. Pentru că cineva a considerat că agricultura nu e foarte importantă. În condițiile în care agricultura va fi o componentă, o armă esențială pentru Europa viitorului. Agricultura va fi una dintre armele cu care se va lupta pentru înverzire, pentru reducerea poluării, pentru a hrăni continentul și respectiv țara, fiecare țară în parte, cu hrană sănătoasă. Există un plan al Comisiei Europene de a schimba dieta europenilor astfel încât ea să devină mai sănătoasă. Acum, e o tragedie pentru fermieri care oricum au fost loviți foarte rău de secetă și de lipsa ajutorului din ajutorului de stat la care aveau dreptul anul trecut, dar nu li s-a dat. Dar totuși, să vii cu zero cenți pentru agricultură, în condițiile în care tu ai un potențial enorm pe agricultura organică, ai un pământ extraordinar, ai fructele de pădure cu care ai putea să invadezi Europa și să devii un hub, de exemplu, de hrană organică. Și tu să n-ai această viziune. Bun, acum asta cu viziunea este foarte importantă. Nu înțeleg, poate că pe documentul ăsta, dacă îl parcurge cineva, rezultă și a cui viziune se află în acest document? Până la urmă, cine l-a făcut? L-a făcut un colectiv. L-au făcut fiecare de capul lui, fiecare al capitol. L-au făcut la minister sau în afara ministerului? L-au făcut niște experți sau l-au făcut miniștrii guvernului? Cine a făcut? Cine e autorul principal al acestui document pe care România, nu-i așa, îl trimite și tot vin înapoi observații de la Comisia Europeană? Înțeleg că s-a făcut sub coordonarea domnului Ghinea, deși după aceea domnul Ghinea a spus că e planul întregului guvern, când au început să apară criticile. Și înțeleg că a fost acolo o echipă care a lucrat la un document. Și trebuie să fi fost o echipă, pentru că altfel n-aveau cum să trimită 1400 de pagini la Bruxelles. Însă, cred că noi nu am avut, sau nu în totalitate, echipele pe care le-au avut alte state, adică specialiști adevărați, serioși, riguroși, cu drag de propria țară, cu o viziune asupra propriei țări, oameni care au înțeles ce se dorește cu acest plan de redresare și reziliență. Adică îți dă Comisia un sprijin pentru dezvoltarea unor sectoare în care creezi locuri de muncă, pe care vrei să le modernizezi, cum am spus, care aduc bani la buget și care fac Europa mai verde. Deci, au înțeles tot acest concept care este foarte complicat. Sunt oameni care au înțeles spre ce se îndreaptă Europa și ce trebuie făcut pentru a se ajunge acolo. De exemplu, Spania, despre care se spune că are unul dintre cele mai bune planuri din Uniunea Europeană. A alocat pentru agricultură 5 miliarde de euro. 5 miliarde. Și gândiți-vă că acești bani sunt pe lângă cei pe care fermierii îi vor primi de la Bruxelles, Ca prin politica subvenții. agricolă comună, pe zona de agricultură organică. Vă Aha. puteți imagina? Poftim? Aha, acum îmi dau seama de fapt că în injecția de capital în agricultura spaniolă înseamnă așa, 5 miliarde prin planul ăsta de reziliență, dar înseamnă și ceilalți bani care veneau oricum pe alte mecanisme de la Comisia Europeană. Deci vin subvențiile Da. și vin niște fonduri care sunt noi și care se vor da pe măsurile de înverzire care vor apărea odată cu intrarea în aplicare a noii politici agricole comune. Deci vor exista mai mulți bani pentru înverzire. Deci vă puteți imagina cu această sumă
ce se naște acolo, în Spania, și cât de bogați vor fi agricultorii lor, care oricum nu stăteau rău, pentru că la ei hipermarketurile nu refuză să le bage marfa la raft, ca la noi. Corect. Iar prețul pe care aceste hipermarketuri îl plătesc fermierilor e infinit mai bun decât în România. Și numai uitându-te la această sumă, înțelegi că acesta e unul dintre cele mai importante proiecte de țară ale Spaniei. Și vedeți, tot oamenii aceștia de la guvernare tot ne spun că vrem o țară ca afară. Cum poți tu să ai o țară ca afară? Dacă nu erau doar vorbe goale, ar fi făcut ceva în direcția asta a agriculturii. Pentru că e potențial aici, pentru că este pe linia Comisiei Europene. Nu luăm și ultimul cent de la agricultură ca să-l dea la biciclete. Pentru că în penultima variantă pe care au trimis-o la Bruxelles, fix atât puseseră pentru agricultură. 200 de milioane, cât au dat la biciclete. Așa. Și aceste 200 de milioane pentru agricultură erau împrumuturi. Deci, mai mult, gândiți-vă că aceste granturi au fost acordate în funcție de gradul de dezvoltare al fiecărei țări. Adică, Uniunea a vrut să continue procesul ăsta de convergență care să reducă decalajul dintre țări. Ori tu, Românie, țară care ai printre cele mai mici subvenții din Uniunea Europeană, în loc să profiți de ocazie și să dai o mână de ajutor oamenilor ăștia amărâți pe care îi încalecă băncile, pe care îi încalecă companiile care vând tot felul de lucruri necesare în agricultură, care au o concurență extraordinară din partea altor fermieri care vin din afara țării și care au sprijinul țărilor lor. Deci în loc să le dai o mână de ajutor, tu le întorci spatele jignindu-i cu zero cenți. Apropo, noi suntem singura țară care a depus astfel de planuri la Bruxelles despre care și în care nu se regăsește nimic despre agricultură. Celelalte toate au obținut sau vor să obțină bani și au scris proiecte pentru asta la capitolul agricultură în acest PNRR. Sunt țări care n-au neapărat nevoie de bani pentru agricultură, pentru că nu se concentrează pe agricultură. Ei sunt foarte departe în cercetare, de exemplu, și au cerut mai mulți bani pe cercetare, sau sunt foarte departe în materie de digitalizare și atunci au zis să facă pasul următor cu noile cuceriri în domeniu. Dar statele care au agricultură, în afară de Germania, toate au cerut bani. Aha. Deci Spania a cerut 5 miliarde, Italia a cerut 3 miliarde, Polonia a cerut 1,3 miliarde, Portugalia a dat 5% din banii pe care i-a luat. Până și Slovenia, care ia doar 3,2 miliarde, a dat 1% din acești bani pentru a-i ajuta pe fermieri să hrănească țara, să le dea oamenilor mâncare sănătoasă, și să poată să devină competitiv, pentru că e foarte important. Piața e foarte complicată, e din ce în ce mai complicată, cu probleme de climă care afectează agricultura. Apare China, care are atacuri și comportamente imprevizibile pe piața internațională. Se vorbește acum despre interzicerea, se tot cere interzicerea exportului de animale, ceea ce iarăși spre țări terțe, în Orientul Mijlociu, de exemplu, ceea ce iar o să dea o lovitură României. Deci noi îngenunchem acest sector prin fiecare lucru care se face de un an și jumătate. Acum, întrebarea pe care vă pun este dacă, din punctul nostru de vedere, sunt atât de evidente argumentele astea pe care le aduceți, ei aici la București nu le văd sau e un plan ca să nu se vadă aceste argumente? Încă te poți gândi la un moment dat, bun, dar par lucruri simple. În momentul în care nu le faci, întrebarea este, nu știi să le faci sau nu vrei să le faci pentru că sunt alte interese în spate? Eu am bănuielile mele și nu sunt. Sunt bazate și pe ce am văzut pe vremea când lucram în televiziune și am realizat la emisiunea noastră câteva anchete despre agricultură. Am văzut ritmul în care se vinde pământul într-un moment în care nimeni nu vinde pământul. Deși toată Uniunea Europeană, teoretic, ar putea să vândă pământ cetățenilor din alte state europene, fiecare țară au găsit un mijloc de a opri aceste vânzări prin mijloace de legislație națională. Okay. Noi am dat jumătate din teren și acum o să vindem și mai mult. Am văzut tot felul de lucruri, cum sunt exploatați fermierii.
Deci am bănuielile mele. Mă gândesc că acum, mă gândesc că poate nici nu se vrea să fim foarte sănătoși. Adică poate se vrea să mâncăm din import, unde e foarte greu să controlezi standardul la care a fost produsă hrana respectivă. Poate nu vor să fim sănătoși, pentru că recent domnul Ghinean le-a spus bătrânilor că trebuie să înțeleagă că nu mai merge așa cu pensiile, că nu sunt bani, că n-au de unde să plătească. Adică sunt niște lucruri pe care n-ai cum să le vezi, converg într-o direcție în care, în punctul central, este românul. Iar românul, ăsta e adevărul, o duce foarte prost în toate sectoarele de un an și jumătate. Deci nu știu dacă e, nu știu sigur dacă există un plan, dar imaginea pe care ți-o creează acești oameni, lovind în permanență... Imaginea ar fi că ar exista un plan. Poftim? Pentru că aici sunt două variante. Îmi pare rău că le iau, că sunt teoretic posibile, adică fie ești pulbere la capitolul competență și nu ești în stare nici lucruri simple să faci, fie nu ești pulbere la capitolul competență și faci intenționat cu un scop lucrurile astea. Adică nu știu dacă a treia cale există într-o astfel de situație. Teoretic vorbim, posibilă. În așa fel încât să urmărim firul și să vedem care dintre ele este până la urmă motivul pentru care nu se întâmplă lucrurile astea. Vedeți, e foarte legat de ceea ce spuneți. Aveau bani pentru coeziune socială. Da. Adică aveau posibilitatea să facă investiții ca să reducă decalajele dintre oameni, să mai ridice, de exemplu, zona Moldovei și să o apropie de restul țării. De ce nu au făcut asta? Dar apropo de felul în care merg banii în teritoriu, pentru că noi ne-am uitat pe prima variantă, era guvernul Orban la Palatul Victoria, varianta aia a fost trimisă înapoi. Aproape 30% din toți banii aia mergeau în două sau trei județe din Ardeal, din zona aia, și aproape deloc în Moldova, deși în politicile Uniunii Europene există acel principiu al reducerii decalajelor dintre regiuni. Ei bine, în planul ăsta, prima variantă, banii se duceau în Cluj, foarte mulți de pildă, exact în regiunile care oricum erau mult mai bine decât toate celelalte și aproape deloc în zona Moldova sau în zona sudul țării, sud-estul țării, de pildă. Și atunci întrebarea a fost dacă cineva urmărește să reducă decalajele sau, dimpotrivă, să mărească decalajele între anumite regiuni ale țării. Nu știu dacă urmăresc creșterea decalajelor între anumite regiuni, dar e foarte clar că urmăresc creșterea anumitor regiuni. Și cred că, din păcate, unul dintre motive este faptul că în zona Moldovei au mai puțin electorat decât în regiunile pe care doresc să le crească. Deci alocă resursele după harta propriului electorat, considerați. Da. Dacă vă aduceți aminte, în timpul guvernării PSD, 2017, 2018, 2019, în anii aceia, PSD își făcea chiar... era foarte mândru de faptul că n-a făcut nicio discriminare la alocarea de fonduri. N-au existat primării aflate în conducerea altor partide, administrații locale conduse de alte partide, care să nu fi primit bani. Au primit bani și cei de la PSD, au primit și cei de la PNL. Okay. Astăzi ne uităm la primării și vedem modul în care se distribuie banii din buget, pentru a încuraja creșterea în zonele în care la conducere se află PNL, pregătindu-se și acum USR, pregătind alegerile din 2024. Păi, dar nu cam de vreme să te apuci să pregătești alegerile din 2024, pentru că dacă se întâmplă asta și chiar asta ar fi ținta, atunci e groaznic, pentru că în 2024 sunt toate alegerile cu putință în anul ăla. Sunt europarlamentarele, sunt localele și prezidențialele și parlamentarele de data asta sunt împreună, că așa au picat. Sunt cicluri de cam la 12 ani odată pică împreună din nou parlamentarele cu prezidențialele. Deci miza electorală pare a fi uriașă. Păi este, ne-au și anunțat. Tot ce se întâmplă acum se subordonează acestei mize și doar acestei mize. Nu mai contează gândirea pe termen mediu și lung pe diverse domenii în România, ci doar ce se întâmplă în 2024, an electoral? Da. Wow. În opinia mea, totul se subsumează acestei mize. Ne-au și anunțat, domnul Câțu, cred că a zis, să stea PSD-ul liniștit că ei vor rămâne la guvernare cel puțin 10 ani.
Deci au tot interesul Păi să dacă ei știu facă. că vor rămâne la guvernare 10 ani, de ce mai facem alegeri? Măcar acolo să facem niște economie. Nu știu, așa, măcar să-i mânghe cineva din Europa pe cap să spună că totul e democratic și frumos în România. Dar eu am observat ceva, urmărind modul în care câteva state responsabile, Germania, Spania, inclusiv Ungaria, Cehia, Polonia, felul în care și-au organizat fondurile. Vor cheltui foarte mult în 2022 și 2023. După aceea scad gradual și ajung în ultimul an, 2026, cel pentru aplicarea proiectelor PNRR, în ultimul an ajung la vreo 5% din fonduri, că atât le mai rămâne după ce cheltuiesc foarte, foarte mult în 2022 și 2023. Foarte interesant, 2024 nu este un an cu cheltuieli mari. Este aproape la jumătate față de 2022 și 2023. Deci ce ne arată asta? Că nu există acolo aceeași panică și aceeași disperare de a rămâne la putere. Oamenii investesc pentru că se grăbesc să termine proiectele și o fac realmente pentru țară, Da. investesc repede în primii 2 ani ca să termine banii așa cum li se cere până în 2000, și proiectele până în 2026. Nu interesează 2024, pentru că dacă interesa anul, puneau în 2023 mai puțin și 2024 mai mult, de exemplu. Sau începeau mai târziu. Sau... Deci Da, nu da. interesează. Bun, eu vreau să-mi confirmați sau să-mi infirmați câteva lucruri care au scăpat în presă. Este vorba despre observațiile pe care le-ar fi făcut Comisia Europeană. Eu, sincer, aș vrea cu tot din adinsul să nu fie adevărat ce scrie acolo și o să citez. Nu corespund datele din documentele XLS cu cele din documentele Word pentru anumite proiecte. Este vorba în acest caz despre renovarea spitalelor. Sau România a cerut bani pentru a renova terapia intensivă pentru nou-născuți. În documentul Word sunt ceruți 80 de milioane de euro, dar în documentul XLS anexat aceluiași proiect, suma finală este de 71 de milioane de euro. Au fost Da, chestii de genul ăsta? asta am auzit și eu. Acum, spuneam și la început, unul dintre motivele pentru care Comisia Europeană a retrimis pe proiecte planul înapoi sunt chiar aceste neconcordanțe care apar și faptul că nu au putut să explice de unde au luat sumele acelea și cum anume le vor cheltui. Neconcordanțele în plan, însă, înțeleg că sunt destul de numeroase, ceea ce arată că s-a făcut în pripă și că s-a făcut cu foarte puțină seriozitate sau de amatori. Acum, gândiți-vă că Italia, după pandemie, când s-a distrus țara, că Italia având, știm, cea mai Pulmele, gravă da. situație, au chemat la cârma țării unul dintre cei mai mari specialiști în economie din lume. L-au luat pe domnul Draghi și au spus, uite, asta e țara, Fă un plan. ia-o, fă ceva cu ea, pentru că ne-am nenorocit. Păi aici, stați puțin, nu s-a întâmplat cumva la fel cu girul președintelui. Uite, asta e țara, ia-o tu, Ghinea, și fă ceva cu ea. Adică, Nu s-a nu întâmplat la e fel. în simetrie. Bine, nu e Draghi, e Ghinea, dar până la urmă, ideea contează, nu? Domnul Ghinea nu are un palmares cu care să se laude. Domnul Ghinea, ne amintim că a fost ministru în 2016 și a luat zero fonduri europene. El Și zice mereu că nu e avem. adevărat. Zice că a luat foarte multe fonduri europene. Vedeți, aici e conflictul. Lumea se împarte pe principiul galeriilor de fotbal. Nu contează ce scrie în cifre și în documente. Are Nu mai dreptate. contează. Are dreptate. N-a luat 0, a luat 0,4. Are dreptate. Dacă e adevărat, e adevărat. 0,4. Nici nu avea când să ia mai mult de 0,4, dincolo de pricepere. Dânșii au stat la putere prea puțin ca să aibă o viziune de viitor, ca să aibă o viziune pentru România, ca să-și gândească, să-și adune o echipă cu adevărat pricepută. Problema, esența, greșeala este fix, fix aici. La echipă, la felul în care îți aduni oamenii, că nu-i de ajuns să fi lucrat cu ei în ONG-uri
și oamenii aceia să fi fost buni pe scriere de proiecte. Ăsta nu e un proiect de ONG. Ăsta nu, este așa un este, proiect ceva de țară. E un proiect de țară și care trebuie să țină cont și de toate celelalte proiecte pe care le ai în derulare și pentru care ar putea să faci completări foarte bune cu acești bani. Mai citesc câteva lucruri care au apărut în presă cu privire la observațiile pe care le face Comisia Europeană. De pildă, cerere pentru finanțarea unui spital nou, suma diferă de la un document la altul, într-un document 570 de milioane de euro, în altul 517 milioane euro. Sau la subcapitolul Research, Dezvoltare și Inovare, nu este dată mereu sursa datelor. Când prezinți niște date acolo, trebuie să pui sursa. Nu e dată sursa datelor. Sau turismul și fondul pentru tranziție verde și digitală. Nu sunt justificări pentru costuri. Păi când tu ceri bani, dar nu justifici costurile, este de nici de clasa întâia nu e greșeala. Da, mai ales că este una dintre condițiile Comisiei Europene. Exact, e în ghid, adică figurează în ghidul acela pe care Comisia Europeană l-a dat tuturor statelor. Au dat un ghid cum trebuie să structureze acest PNRR, ce trebuie să bagi la fiecare capitole, ce trebuie să justifici, ce date trebuie să adaugi acolo. Adică, practic, ți se dă mură în gură cum trebuie să faci. Și de-aia mă întreb, păi cum dacă ai ghidul în stânga, să nu lucrezi cu ghidul în mână și să nu completezi corect toate datele astea? Pentru că noi suntem mai creativi. Dacă Comisia ne spune, acesta e template-ul, folosiți-l, și tu vii cu un template diferit, găsind că e mult mai interesant și mult mai bun pentru tine template-ul respectiv, și Comisia îți trimite înapoi și spune, n-ați folosit template-ul pe care vi l-am dat noi. Sigur că atunci când trebuie să imaginezi un plan de țară, și nu numai un plan de țară, e un plan de continent. Pentru că dacă noi nu reușim, nu reușește nici Uniunea. Deci când ai un plan de țară, trebuie să-ți iei tot ce este mai bun pe pământul românesc, să aduci lângă tine, indiferent de partid, indiferent cât de antipatic îți e omul respectiv, dacă e cel mai bun, trebuie să-l ai lângă tine. Nu să nu te faci de rușine, asta e axiomă. Dar să ai posibilitatea de a transforma o țară. Acum când a venit Portugalia și a luat, i s-a spus că va primi banii imediat. Asta puțin cum? Portugalia deja primește bani? Da, în câteva săptămâni. Sunt țări care deja încep să primească bani pe acest PNRR? Da, imediat vor primi. Și doamna von der Leyen s-a dus special în Portugalia și a felicitat Portugalia pentru că a reușit acest lucru. A spus că e un plan foarte bun și a zis ea, cu siguranță banii luați de Portugalia vor transforma această țară. Asta este fraza cheie. Să transformăm țara și odată cu ea continentul. Nu poate poți să transformăm, transformăm țara. Și noi, dar o transformăm în altceva decât ne-am dorit noi. Poate că dânsii totuși o transformă. Da, adică, e ca și nu? Cum... Adică dacă nu finanțezi agricultura și ea moare, nu înseamnă că se transformă lucrurile? Da, nu, e... Întreb de ce. Adică doamna Alina Mungiu PPD, care nu poate fi bănuită de PSD-ism, pentru că a luptat împotriva PSD-ului cu toate mijloacele la un moment dat. Inclusiv, în primul rând, împotriva guvernului Năstase. Are următoarea remarcă și o să avem pe ecran pasajul din analiza pe care dânsa o face pe site-ul România Curată. Și doamna Alina Mungiu PPD, cu privire la acest PNRR, zice în felul următor. Nici cei mai scumpi consultanți ai guvernului racolați să lipească între ele documente în ultima clipă nu puteau suplini faptul că planul în mare măsură e scris de asemenea repetenți care s-au opus sistematic ani de zile eforturilor de a educa și au împins afară pe toți specialiștii în politici publice pe care miniștrii mai luminați mai lăsaseră pe acolo. Și acum se caută niște acari pe unii, niște funcționărei din aceea care au intrat cu concurs să se dea vina pe ei. Nu politicienii și staful lor politic sunt analfabeții, din potrivă, Ghinea și Vasiliu umblă să facă o lege prin care să epureze ei tot aparatul de stat, adică să aducă un val suprem de politizare. Și filtrul de la cine știm noi, zice Alina Mungiu, pipi din paranteză, nu știu cine ar fi filtrul de la cine știm noi, pentru că ei umblă după control.
E foarte interesant ce spune Alina Mungiu Pipidi, adică dânsa sugerează că e un plan de epurare a celor care au mai rămas în direcțiile astea de specialiști care au intrat prin concurs ca să aducă ei alții. Și că de fapt acum caută acari pe un și că ăsta ar fi pretextul perfect cu PNRR-ul. Credeți că e un plan diabolic de fapt? Nu știu dacă e diabolic, dar cred că există un plan de epurare pentru că nu le plac specialiștii și pentru că vor să rămână la putere. Și ca să rămână la putere, trebuie să-și înlocuiască oamenii peste tot, pentru că altfel nu pot deține controlul, exact cum spunea doamna Pipidi. În același timp însă, ascultând paragraful acesta, am înțeles, am avut o revelație de ce acești oameni nu pot face reforma în România. Pentru că ei pur și simplu neagă meritele oricărei generații de oameni sau de politicieni care a fost înaintea lor. Tu nu poți să reformezi ceva atâta vreme cât nu recunoști că înaintea ta au existat oameni, au existat specialiști, au existat perioade istorice cu caracteristicile proprii și că acum tu nu ești decât o continuare a ceea ce a fost, nu ești alfa și n-ai cum să fii omega. Pentru că dacă tu nu începi de acolo de unde ți s-a lăsat, tu vrei să construiești o lume pe care imaginația ta o naște, dar care se lovește, se ciocnește de lumea care a fost. Și atunci, tu n-ai cum să reformezi în condițiile în care tu vrei să razi și să construiești. Bun, nu poți reforma până a dărâma de fiecare dată tot ce moștenești, pentru că în felul ăsta niciodată nu o să faci nici măcar fundația, adică niciodată nu o să poți să termin ceva. Dar întrebarea sigur, e alta. Sigur, până în 2026. Doamna Mungiu mai zice ceva, și anume că acești specialiști consultanți sunt scumpi. Precis să știe ce spune și atunci întrebarea este dacă era un must în opinia dumneavoastră să existe niște specialiști scumpi luați să lucreze la acest PNRR. Obligație, must sau numai ei se pricepeau pentru că guvernul nu știe pe ce lume e? Cred că ar fi putut apela la specialiști acolo unde se terminau specialiștii români, cei pe care acum încearcă să îi epureze. Ca să devii specialist, ai nevoie de 20-30 de ani de muncă să poți vorbi despre domeniul în care ești nesfârșit, fără să te repeți. Acela e un specialist. Un specialist e un om care continuă să învețe, deși ceea ce învață este din ce în ce mai puțin, pentru că deja știe enorm. Noi avem de-a face cu un grup care nu știe aproape nimic și din nenorocire nici nu vrea să recunoască faptul că nu știe. România are specialiști foarte, foarte buni, școliți în perioada comunistă, care dacă a avut ceva bun, a avut școala, care a fost extrem de serioasă și, în general, un specialist nu are nevoie doar de cunoștințele din domeniul lui, are nevoie de cultură generală, ca să poți să-ți iei ideile și de aici, și dintr-o altă țară, și de pe un alt continent, și din istorie, și din experiența proprie. Și atunci, apropo de școală, că era o școală, păi la capitolul reducerea abandonului școlar, citesc din nou observațiile pe care presa le-a notat, că le-a făcut Comisia Europeană cu privire la acest plan. Nu sunt date clare despre costul investițiilor. Tabelul costurilor conține doar informații despre traininguri, dar nu și despre asistență tehnică, evaluarea și monitorizarea componentei, care reprezintă un sfert din totalul costurilor. La cercetare, dezvoltare și inovare nu sunt transmise informații suficiente, de pildă. Dacă tot am vorbit de învățământ. Altceva vreau să vă întreb. Prin februarie semnalați că România a dat cu picioarele la aproape 400 de milioane de euro pierduți. Din ce domeniu? Agricultură? Din ce domeniu? În februarie spuneați asta. În agricultură și era tot legat de irigații, pentru că au existat niște bani veniți de la Comisia Europeană. Domnul Daia a luat acești bani și a avut o viziune. Vreau să îmbunătățesc sistemul de irigații al României. Și își propusese să aibă în 2 ani aproape 2 milioane de hectare irigate. Până să plece, reușise să facă peste 1 milion, 1.200.000 cred că a făcut, sau un pic mai mult.
Nu trebuia decât să iei acel proiect, apropo de specialiști, să vezi unde a rămas și să spui, ok, mai am bani, hai să continui cu treaba asta. De aceea comisia n-a mai vrut să ne dea bani, pentru că ea știa că noi mai avem bani, că n-am terminat banii pe care ni-i dăduse. Deci aveam practic proiecte începute, finanțate și necontinuate, care înseamnă și pierderea banilor. Adică dacă nu continui, n-ai cum să mai accesezi restul banilor. Da. Dar s-ar putea, nu cumva, la un moment dat când văd că n-ai terminat proiectul, îți cer și banii înapoi? Sigur că da. Îți cer banii Sigur înapoi că... dacă n-ai finalizat conform graficului depus, finalizat pe etape, așa cum l-ai anunțat. Păi asta se va întâmpla cu 2026. Dacă noi nu terminăm ce spunem că facem, riscul să dăm banii înapoi e foarte mare. Din acest PNRR, de să zicem că se aprobă cumva și dacă ce s-a aprobat nu termin până în 2026, dai și banii înapoi. Da. Și am gândiți-vă ce înseamnă să dai banii înapoi când tu ești singura țară din Uniunea Europeană, după Italia, dar n-aș vrea să luăm modelul Italiei, pentru că Italia, cum am spus, a fost nenorocită de pandemie. Da. Deci ești singura țară, de fapt, din Uniunea Europeană, care a cerut toți banii pe care avea puși la dispoziție de Comisia Europeană, adică și granturile și împrumuturile. Există 16 țări în Uniunea Europeană care au luat 0 cenți împrumuturi. 16. 16 din 27. Da, celelalte state. Deci mai mult de jumătate, clar. Da. Celelalte state au luat foarte puțini bani. Portugalia, de exemplu, putea să ia vreo 15 miliarde. A luat 2,7. Adică putea să se împrumute de 15 miliarde, dar a preferat să ia sub 3 miliarde împrumut. Portugalia are o populație de 10 milioane de oameni. Noi avem de două ori mai mult. Între Portugalia, care a luat 2,7 miliarde pentru 10 milioane de oameni, și România, care a luat 15 miliarde, e de 5 ori mai mult. Avem o populație dublă și am luat de 5 ori mai multe împrumuturi decât Portugalia. Da. Noi ne întrebăm mereu ce se va întâmpla cu banii. Nu știm, că nu ni s-a dat un grafic să spună, domne, din suma asta, păi dacă ei la capitole simple n-au știut să treacă datele, cum ar putea ei să ne spună nouă ce fac cu cele 15 miliarde de euro împrumutați, chiar dacă la o dobândă foarte bună în raport cu celelalte împrumuturi pe care le ia statul român? Nu cred că vor putea să facă asta. Însă mai am o întrebare, pentru că s-a tot discutat până la acest PNRR. S-a tot discutat despre diverse momente care au necesitat vot în Parlamentul European. Și s-a vorbit despre felul în care europarlamentarii români au votat. Și de multe ori s-a spus că sunt europarlamentari români care votează împotriva intereselor statului român. Au fost comentarii în presă. Aveți astfel de situații, de exemple, de suspiciuni, momente de astea? Ne puteți da vreun exemplu? În primul rând, aș vrea să spun că în acest mandat România nu mai are la Bruxelles și circari, cum s-a întâmplat în mandatul precedent. Nu mai țipă nimeni, nu mai face nimeni spectacol, nu mai auzi discursuri veninoase împotriva propriei țări doar pentru că e condusă de un partid care nu-ți place ție. Păi bun, dar acum sunt ei la putere. Da. Păi adică să țipe împotriva cui? Împotriva celor de la putere de regulă să țipă. Păi... Da. Cred că o să înceapă în curând să țipe și unii la alții. Deja îi vedem că țipă unii la alții. Deci, ca prezență publică, delegația actuală în Parlamentul European e decentă și civilizată. Între noi, evident, nu suntem cei mai buni prieteni din lume, dar măcar nu se mai spală rufele României în cea mai importantă arenă politică în Europa. În al doilea rând, povestea cu voturile, și eu plecasem cu o idee despre ce se întâmplă acolo și am descoperit că e foarte nuanțat. Și chiar am să postez, cred că mâine, pe Facebook, un nou episod din serialul meu Eu ești tu, în care vreau să explic de câte elemente trebuie să ții cont la un vot. Aha. Ce pot să vă spun e că eu am o colaborare destul de bună cu unii deputați din alte grupuri politice pe elemente punctuale pe care ne și consultăm și facem front comun. Și când a fost vorba despre subiecte vitale pentru țară, cum a fost, de exemplu, propunerea de a fi eliminate centralele nucleare, ceea ce era inadmisibil pentru noi, sau despre votul cu românii discriminați atunci când cer vize pe termen lung pentru Marea Britanie, nici nu s-a pus problema să votăm împotriva României. Și din câte mi-amintesc eu, nu
a existat un deputat care să voteze un paragraf sau un amendament care condamnă explicit România. Dar există și cazuri în care opiniile sunt divergente. Și atunci, în opinia mea, cred că e foarte greu să spui cine votează împotriva României, pentru că poți să votezi, de exemplu, să reformezi, e un dosar care trebuie să reformeze un sector și deputatul crede că da, acel sector trebuie reformat. Iar altul s-ar putea să creadă că trebuie altfel de reformat decât gândește celălalt. Da, sau va vota această reformă, deși o categorie de oameni va fi afectată, doar pentru a ajuta România să prospere. Vorbesc la modul ideal în care am avea și la București oameni care vor ca România să prospere. Dar nu mi-amintesc în acești aproape 2 ani voturi care să ne fi șocat. Bun, discuția asta s-a ambalat foarte mult în spațiul public din România, mai ales la votul pe acel certificat verde care îți permite să călătorești în spațiul Uniunii Europene, având în vedere pandemia respectivă. Au fost niște amendamente, mai ales unele introduse de cei de la Renew Europe, care de fapt corectau în jos, să zic așa, avantaje dobândite deja mai sus, la voturile pe articole de dinainte. De pildă, au redus perioada pe care pot circula cei care au trecut prin boală de la 180 de zile la 90 de zile. De pildă, nimeni n-a vorbit și de asta vă întreb în final, de ce am cele trei categorii care mi se par ok, de pildă, vaccinare, test RT-PCR sau trecerea prin boală, dar doar 90 de zile, 180 de zile, dar nu iau în considerare anticorpii pe care s-ar putea să aibă unul. Pentru că scopul vaccinului este să-ți creeze anticorpi. Dacă ai trecut prin boală și ai anticorpi și poți dovedi chiar și după 90 de zile că ai anticorpi, deci trebuie să te vaccinezi neapărat, că vaccinul nu creează la toată lumea anticorpi, de pildă. Și foarte mulți s-au întrebat, dom'le, asta nu cumva devine vaccinul un scop în sine, când scopul în sine ar trebui să fie anticorpii? De ce nu există și chestiunea asta cu anticorpii? Dom'le, lasă-mă să călătoresc și dacă dovedesc că am anticorpi și după un an de la trecerea prin boală, că unii s-ar putea să aibă, alții nu. Sunt toate soiurile de aceste lucruri care s-au petrecut acolo și care cumva au arătat și că s-a votat diferit. Au fost până la urmă eurodeputați români care au votat în ansamblu împotriva acestui, mă rog, certificat verde, doar pentru că în anumite amendamente au avut impresia că lucrurile nu sunt corecte și atunci au preferat să voteze împotrivă. Întrebarea de aici vine. Dacă, mă rog, s-au coordonat deputații, eurodeputații noștri, sau pur și simplu au mers doar după ce le spunea grupul din care fac parte? Nu cred că nu mi-amintesc să ne fi coordonat pe votul pe certificatele verzi. Cred că a contat la voturi și faptul că unii erau la guvernare și atunci au putut vota în așa manieră încât cheltuiala propriului guvern să fie cât mai mică. De exemplu, s-a propus să fie subvenționat sau să se dea gratuitate pentru testul PCR. Da. Și atunci, dacă tu ești din partidul de guvernământ, n-ai niciun interes ca de acasă să ți se dea gratuitate. Și intervin diverse proteste. E prea scump, nu se poate și așa mai departe. Tot așa, ai tot interesul să-i aduci statului, guvernului tău, cât mai mulți bani. Și atunci e posibil, când votezi, să reducă perioada în care poți circula de la 180 de zile la 90, te gândești că după alea 90, cel care circulă va trebui să facă teste PCR. Și testele PCR aduc bani unor companii. Asta e, că aduc bani unor companii? Nu cred că aduc bani direct statului. Teoretic ar trebui să aducă prin taxe, dacă noi vom putea să verificăm taxe. Companiile, vom avea și bani la buget. Deci, certificatul ăsta verde nu e perfect. Eu sunt într-o situație acum destul de complicată, de exemplu, pentru că am făcut primul vaccin la București și al doilea vaccin la Bruxelles, pentru că n-am putut să plec pur și simplu de aici. S-a nimerit rapelul într-o perioadă în care nu puteam pleca. Da. Și l-am făcut la Bruxelles și acum trebuie să văd cum pot să-mi scot certificatul verde. Pentru că România nu poate să mi-l dea, Belgia spune că n-are primul meu vaccin și am rămas așa între două lumi.
Și nu știu cum o să fac. Deci certificatul nu e perfect, dar e perfectibil pentru Dar că cât o toată să lumea are dureze disponibilitate. certificatul ăsta? Doar pe perioada pandemiei sau sau există portițe în felul în care s-a votat încât oricând, orice stat să extindă și post-pandemie această chestiune? În principiu se spune că va fi valabil 12 luni, dar dacă Nu, în preajma... metoda de a circula cu certificatul verde e pe veci? Nu, îi se spune că el va fi în vigoare atâta vreme cât va dura pandemia. Deci dacă în iulie anul viitor se va constata că pandemia e departe de a fi încheiată, acest certificat verde va fi prelungit și va fi prelungit cât vom fi în pericol. Și din păcate văd că suntem în continuare în pericol. În Marea Britanie, de exemplu, se întâmplă lucruri foarte grave cu varianta indiană. Dar ce vreau să spun este că acest certificat verde a fost un mare cal de bătaie pentru cei care au vrut să-și facă notorietate în țară sau să creeze scandal, pentru că s-au manipulat acest subiect foarte tare și s-au spus foarte multe lucruri neadevărate și au speriat lumea. Și când de fapt acest document nu era decât, e ca un pașaport care îți permite să continui. Nicăieri nu poți să intri fără pașaport. Deci Și e asta e nevoie. adevărat. Numai că ideea care a fost este ca acest document, odată ce se instituie, să nu permită abuzuri. Să nu existe, de pildă, prevederi în el pe care anumite state să le folosească în mod abuziv și să-ți impună alte lucruri decât te-ai fi așteptat. Sau să nu poată fi prelungit. Bun, se termină COVID-19 și apare COVID-20, să zicem, sau 21. Automat se prelungește, indiferent cum se numește boala respectivă. Intră în vigoare, rămâne acolo. Astea sunt întrebări care s-au pus și la care nu există răspuns încă. Eu cred că eu cred că el creează un precedent. Da. Și care poate fi reactivat la nevoie. Aha. Bun, trebuie să încheiem aici și mulțumesc doamnei Carmen Avram pentru toate detaliile, mai ales despre PNRR, despre banii pe care am putea să-i avem, dar la fel de bine am putea să-i pierdem. Mulțumesc foarte mult, a fost Ce se întâmplă de astăzi, ne revedem la Ce se întâmplă pe dcnews.ro și dcnews.tv săptămâna viitoare, joi la ora 12. Vă mulțumesc, rămâneți cu noi!